Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. La Chișinău se schimbă guvernele, se schimbă majoritățile parlamentare. Cu toate acestea, în Parlament, din vară, încă din luna iunie, activează o comisie parlamentară de anchetă, cea care mai caută uzurpatorii din mai 2019. Ce rezultate a obținut această comisie de anchetă până în prezent și ce se întâmplă cu dosarul penal pornit de către procuratură cu privire la uzurparea puterii în stat în mai-iunie anul 2019? Discutăm astăzi la Cutia Neagră cu invitații din studio, domnul Nicolae Ciubuc, deputat Partidul Democrat. Bună seara! Bună seara! Și domnul Dinu Plângău, deputat PPDA. Bună seara! Bună seara! Spuneam, se schimbă guvernările, noi încă mai căutăm cine și cum a uzurpat puterea în stat. Spuneți-mi, vă rog frumos, 4 luni de zile de anchetă parlamentară. Domnul Plângău, dumneavoastră sunteți membru acestei comisii parlamentare de anchetă privind uzurparea puterii în stat. Deci tot investigează. Recent a mai cerut încă 2 luni de anchetă, de activitate această comisie. De ce atât de mult durează ancheta și ce ați reușit să obțineți până în acest moment? Ceea ce s-a întâmplat în 3 zile, dumneavoastră deja de jumătate de an investigați. Nu chiar în 3 zile s-a întâmplat ceea ce investigam. O săptămână. O leacă mai mult. O 14... Păi noi investigăm și cum s-a ajuns la, la ce au fost, da, în perioada iunie. Trebuie să constat, din păcate, da, comisia s-a întâlnit cu niște greutăți în procesul de investigare a circumstanțelor de fapt și de drept, în tot procesul ăsta. Am avut o perioadă destul de activă în primele luni de activitate a comisiei, când am avut audieri, când s-a scris deja eram în proces de elaborare a unui raport pe baza investigațiilor, audierilor, informațiilor care parveneau de la diferite structuri ale statului, de la Serviciul de Informații și Securitate, de la Ministerul de Interne. În special aceste două instituții ne-au ajutat în prezentarea informațiilor pe care le dețineau, inclusiv informații le-am primit și de la Ministerul Apărării și evident unele lucruri sunt destul de interesante în modul de abordare a politicului față de unele instituții la care nu trebuie să aibă acces. Să ne spuneți câteva detalii despre ce ați reușit să aflați. Bun, ziceți că la început lucrurile s-au mișcat mai repede. Da, după care... După care ce? După care... Domnul Țurcan a devenit președintele Curții Constituționale. După care a parvenit un interes, nu doar faptul ăsta a condiționat anumite impedimente, dar inclusiv și faptul, haideți să spunem, interesului politic din partea unor lideri a Partidului Socialiștilor, probabil de a negocia ulterior cu Partidul Democrat. Unii din membrii acestui partid, cu siguranță, nu-i secret pentru nimeni, erau vizați în acel raport și, deocamdată, după demiterea guvernului și apariția unei noi majorități în Parlamentul Republicii Moldova, deja urmează să vedem dacă această comisie, pur și simplu, nu va fi dizolvat. Da, când spuneți despre faptul că a apărut interesul din partea unor lideri al socialiștilor, pe ce vă bazați? Cum ați simțit dumneavoastră că asupra comisiei se fac presiuni? Sau nu asupra comisiei se fac presiuni. Vă spun că în primele luni de activitate, în primul rând, am avut parte de o deschidere totală din partea autorităților statului privind prezentarea de informații, pentru că deputații nu sunt nici anchetatori, nici procurori și așa mai departe și multe informații nu o dețin. Respectiv, în perioada aceea lucram mai activ, acumulam mult mai repede informații, după care, evident, răspunsurile de la autorități deveneau mai vagi, inclusiv am simțit și în procesul de audiere a unor persoane, care pe atunci dețineau funcții de răspundere în stat, când pur și simplu refuzau să mai particip în calitate de martori la proces. Un exemplu. De la procurori, polițiști, până la deputați și foști miniștri. Eu știu că la început nici deputații n-au vrut, de cel puțin democrații, au refuzat să vină la comisie. Deputații nu au fost invitați. Dar după asta? Am început procesul de investigare prin investigarea, în primul rând, a persoanelor, în special din procuratură, Ministerul de Interne și
armată. Și cine după asta nu mai era atât de deschis din aștia? Oameni din toate structurile. Au fost investigați și... la Ministerul de Interne nu mai erau deschiși? La Ministerul de Interne primeam informații, în special nu erau deschiși inclusiv informații de la Serviciul de Informații și Securitate, care din păcate deja tot mai vagi vineau niște răspunsuri în privința unor fapte pe care noi solicitam informații. Domn Ciubuc, de ce merge atât de greu încheta celor care până nu de mult aveau majoritatea parlamentară și v-au acuzat de uzurpare? Anterior era în societate așa un slogan, că cineva e divină, da? Exact și în situația dată, poate domnul Țurcaru e divină, care a fost ales la funcția de președinte a Curții Constituționale, divină respectiv că s-a încheta sau că nu s-a încheta? Că nu merge activitatea comisiei. Dar mai în glumă sau mai în serios, probabil că a dispărut și necesitatea în continuare, probabil. Aș vedea și acest motiv, fiindcă, haideți să ne amintim cum a fost creată această comisie, perioada care așa mai mult a venit cu diferite insinuări și mai cu seamă perioada electorală. Nu odată am menționat că această comisie, de fapt, a servit mai mult ca o sperietoare pentru simpatizanți, alegători, primari, candidați la funcția de consilieri primari care urmau să candideze în perioada respectivă. Într-o intimidare, într-o crearea unei percepții sau iluzii false că Partidul Democrat cumva va fi scos din... Și ce, sperietoarea nu mai este necesară? Alegerile locale s-au epuizat, probabil că este undeva legătură, da, dacă vorbim Partidul de... Partidul Democrat păi a bine, votat guvernul... Noastră puneți întrebarea legată de ce merg așa da. Greu lucrurile. V-am spus două ipoteze. Motive, poate sunt mai subiective, dar în realitate, dacă să ne uităm din punct de vedere juridic, este o comisie care din start este una populistă, este una total politică, fiindcă dacă să ne uităm la componența acestei comisii, din start, însuși din denumirea acesteia, putem vedea deja și consecințele sau rezultatele, deși încă nu avem o examinare efectivă sau o concluzie, dar din denumirea ei deja poate fi deslușit care vor fi concluziile. Examinarea circumstanțelor de fapt și de drept asupra tentativei de puci realizată de Partidul Democrat de Moldova. Uitați, tot pus deja din denumire. În realitate, această comisie a avut scop de urăfuială politică, de intimidare. Acest lucru l-a menționat de fiecare dată. Faptul că se invocă acum că mulți din acei martori sau potențiale persoane care dețin informații nu vor să participe, haideți să ne uităm la spectru sau la categoria de persoane care urmau a fi citate, ori procurori sau polițiști, conform inclusiv regulamentului Parlamentului, care statuiază clar că reprezentanții organelor de anchetă nu au dreptul să participe în cadrul comisiilor de... Nu au dreptul să divulgim informații inclusiv, procesuale sau din dosare. Participarea lor este cumva la dorință. Limitată. În genere, orice persoană cetățeană păi, Republicii Moldova poate să refuze prezentarea. Marea parte a celor invitați, dacă vorbim de reprezentanța organelor de drept, sub motivul respectiv, nu au participat. Cei ce ține de deputați, noi din start am menționat ca exponența Partidului Democrat în privința căruia planează aceste suspiciuni, am spus că noi nu vom participa, nu recunoaștem existența și funcționalitatea acestei comisii, o considerăm una judicioasă sau nu tocmai judicioasă, o considerăm una care are conotații politice și care are scop clar de intimidare și de denigrare a imaginii Partidului Democrat din Moldova. Bun, dar în condițiile în care această comisie își desfășoară activitate fără să audieze pe cei pe care îi vizează, riscul ca să fie subiectivă și să acuze fără a ține cont și de argumentele celor acuzați este și mai mare, nu? Haideți, eu cred că noi prin crearea și împânzirea activității Parlamentului cu aceste comisii cumva compromitem în general scopul și importanța Parlamentului. Ori Parlamentul are rol de legislativ și trebuie să fie concentrat pe elaborarea cadrului legal. Păi nu încurcă nimic, absolut, dar noi am văzut toate perioada respectivă de 5 luni că marea parte a activităților care s-a ocupat legislativ în perioada respectivă a fost crearea și anchetarea mai multor cazuri. Și cu această ocazie, în timp exemplu, ce, am aflat în timp mai multe ce, chestii despre timp, furtul miliardului, despre timp, aeroport. Ați aflat ceva nou? Unele detalii, ori aceste lucruri ar trebui să se ocupe organele de drept. Și dacă organele de drept nu se ocupă?
Păi asta este altă întrebare. Deci trebuie să vedem noi ca legislativ cum putem influența ca organele de drept, organele procuraturii, cum ar putea fi reformat în sensul ca să-și facă lucruri și toate cele anchete de rezonanță, mai ales care pulversează societatea noastră, să fie dusă la bun sfârșit. Domnule, ce bucurie. Noi și la ancheta aici, care a fost demarată de Procuratura Generală, la fel aveam foarte mari suspiciuni asupra corectitudinii și obiectivismului manifestat de Procuratura Generală. Cunoașteți că încă la data de 20 iunie, dacă nu greșesc, Andrei Năstase s-a adresat cu un denunț către Procurorul General. Ceva mai târziu, la 22 sau 23 iulie, Procurorul General interimar la acea etapă a emis ordonanță de refuz. Ca peste, iarăși, aproximativ câteva săptămâni, deja au dat cu numirea noului procuror general, contrar procedurii, contrar competenței, a anulat acea ordonanță și a inițiat o urmărire penală. Bun, dar ordonanța care este în proces de contestare, la ziua de astăzi cunoașteți că suntem la Curtea de Apel. În prima instanță v-a fost respinsă? În prima instanță a fost respinsă sau ca inadmisibilă. Da? Și ulterior noi am declarat recurs. Recurs care la ziua de astăzi este examinat de Curtea de Apel. De fapt, domnul Cibucu un pic trișează. În primul rând, îmi pare rău că nu apar suspiciuni atunci când, spre exemplu, același furt a miliardului, da? Nu se anchetează timp de 5 ani, mai mult ca atât, da? Se mai acoperă unele fapte și vedem și activitatea Curții de Apel ca Hul, în care acolo este un dosar deja de vreo 4 ani și tot nu mi-ai dus până la bun sfârșit. Deci asta trebuie să ne punem în gardă. Iar ceea ce ține de crearea unei comisii speciale de anchetă, și vă rog să nu confundați cu intenția comisiei Open Dialogue sau nu știu mai de care. În genere, crearea unei comisii de anchetă parlamentare are drept scop, în primul rând, să atragă în procesul de anchetare a unor probleme grave care se întâmplă în societatea tuturor instituțiilor statului, care ar trebui în mod normal să se ocupe în ritm normal. Și emit un raport politico-juridic pentru public cu relevarea evenimentelor care s-au produs și care au un interes public. Ceea ce ține de comisia de anchetă a puciului anticonstituțional. Eu, probabil, toți cetățenii deja care ne urmăresc astăzi cunosc ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, în special ce s-a întâmplat în perioada iunie 2019. Eu pot să spun că nu știu ce s-a întâmplat. Noi cred prima, că am văzut prima etapă de investigare, prima etapă de investigare în cadrul procesului a comisiei am început-o de la Curtea Constituțională. Așa și ați audiat pe judecătorii de acolo? Judecătorii de acolo au refuzat. Din câte informații pe care o cunosc, ei au fost audiați de procuratură și în contextul în care au fost audiați de procuratură, deja nu mai exista necesitatea să fie audiați și de Comisia Parlamentară. Bun, dar Comisia Parlamentară a obținut aceste informații despre audieri de la procuratură? Știți ce au declarat ei la procuratură? Eu cunosc informații că procuratura a pornit un dosar penal pe uzurparea puterii în stat și evident au fost, nu cunosc informația asta de la procuratură, cunosc informația asta din alte surse. Ce? Adică că judecători, evident, mai mulți oameni, inclusiv și eu am fost la procuratură ca martor sau ca... Înțeleg, dar iată mie îmi este interesant. Dumneavoastră aveți o comisie de anchetă. Eu sunt jurnalist de investigație și pretind că un pic înțeleg ce înseamnă să faci o anchetă. Dumneavoastră urmează să demonstrați ceva în care bănuiesc că eu n-au lăsat prea multe urme, da? Dacă și s-a întâmplat această ilegalitate. Păi pe ce fel de probe puteți să vă bazați? Dacă nu ați audiat... Vă explic. Da. În orice proces de investigație, inclusiv mărturiile, sunt probă. Da. Și dumneavoastră mărturiile nu prea le încep în procesul de investigație, să încep de la martori, de la orice proces. Întreb pe unul ce s-a întâmplat, și pe altul. Și dumneavoastră aveți astfel de mărturii? Și evident, nu doar asemenea mărturii. Sunt și alte tipuri de dovezi care vor fi anexate puteți într-un să ne spuneți, raport. Ce fel de mărturii? Dacă noi ne referim la mărturiile deputaților din acum... Ascultați-mă. Da. În prima etapă, pot să vă descriu tot procesul de activitate a comisiei, dacă doriți. Evident, poate nu o să... Procedurile nu ne interesează. Nu procedurile. Deci cum s-au desfășurat? În primul rând au fost audiați toți angajații Curții de Apel. Așa. De ce au fost audiați, în primul rând, angajații curții constituționale? Da. Pentru că Curtea Constituțională a emis o hotărâre, nu știu, care a șocat toată lumea, Comisia de la Veneția, în genere, întreaga comunitate civilizată, da, spunem așa. Și, evident, noi am vrut să aflăm dacă această hotărâre emisă de judecătorii Curții Constituționale a fost la comanda cuiva. Așa. Ceea ce am
Ce am aflat noi din audierile respective, că în primul rând s-au încălcat toate procedurile prin care trebuia să fie adoptată o hotărâre de către judecători. Ce fel de proceduri? Atunci se vehicula inclusiv faptul că judecătorii nu erau prezenți. A fost depusă o cerere, da? Și a fost examinată în două ore sau, deci, nu știu, în seara. A fost depusă prin e-mail ajuns. În al doilea rând, asta, din cât îi cunosc, pentru procedura este simplă. Merge la secretariatul Curții Constituționale, deputatul are dreptul să se sesizeze în Curtea Constituțională, după care vii cu... Chiar și asta e interesant, pentru că asta nu a fost. Care erau asta emise hotărârile curții. Vreau să înțelegeți că secretariatul Parlamentului nu cunoșteau despre asta. Deci, probabil s-a discutat sau, nu știu, s-a omis secretariatul Curții Constituționale și s-a discutat direct cu cineva din judecători. Mai mult ca atât, în cadrul acestor investigații aflam că în prezent, în toată perioada asta, la Curtea Constituțională, era o oarecare persoană. Probabil era o persoană de contact, la care nume nu vreau să-l pronunț astăzi aici, de pentru cine că... este persoana? Pot să prejudicez ancheta care este la procuratură și, în primul rând, nu pot pronunța acest nume pentru că trebuie încă să fie investigată dacă, nu știu, ce a căutat acea persoană acolo. Poate... Nu ne dați nume, spuneți-mi. Deputat, dar, bine, faptul că s-a examinat într-o arit destul de rapid. Nici deputat, o persoană care nu este nici angajată a Curții Constituționale, pur și simplu intra la Curtea Constituțională în toată perioada. Dar asta, este ca o persoană apropiată cuiva? Este cunoscută atât, public? Cunoaștem și despre niște telefoane care s-au transmis acolo și așa mai departe. Deci, aici, persoana respectivă până la era din anturajul cuiva sau cum? Asta e ceea ce vă pot relata. Păi bine, o procedură s-a examinat cumva mai rapid. Puteți invoca care normă din codul jurisdicției constituționale a fost încălcată în cazul de față, că faptul că a fost examinat într-o formă sau alta mai rapid. Știți inclusiv opinia, nu știu, a cui? A instituțiilor internaționale care e acolo. Da, sau noi la Veniță, trebuie să ne bazăm pe rezultatele anchetei care le face o comisie sau organul de anchetă, după caz. Noi trebuie să ne bazăm. Ori noi avem și alte informații, că voi ați aplicat și anumite practici de intimidare, de presiune asupra unor persoane, martori, așa numiți, în cadrul acestui dosar, sub riscul sancționării disciplinare sau destituirii din anumite funcții. Sunt astfel de informații. Vă rog să dați detalii. Lasă să ocupe organele de anchetă. Noi vorbim totuși foarte general aici. Mariana, noi vorbim de obiectivitatea și abordarea care a fost aplicată în cadrul acestei comisii de anchetă. Pentru că să ne facem o comisie și să ne bazăm doar pe anumite mărturii care pe locuri au fost obținute sub anumite presiuni sau constrângeri, eu cred că aici trezește foarte mult subiectivism. Ce înseamnă presiuni? Dacă o comisie vine și le spune despre faptul că există anumite riscuri legate de faptul că faceți declarații false, asta e presiune? Păi da, acolo nu a fost vorba de presiuni de declarații false. Eu vreau să înțeleg ce fel de presiuni se făceau. Ce le spunea? Dacă nu faceți declarația pe care o vrem noi să o auzim, vă dăm afară din serviciu sau cum? Da, ceva de genul dat. Asta, presiuni pe angajații? Pe anumiți angajați care sunt prezenți, care erau persoane care cumva simțeau intimidate prin prezența și darea cărorva mărturii sau declarații. Au fost, vă spun, aplicate anumite presiuni psihologice, constrângeri ca să motiveze persoanele să vină să dea anumite declarații. Există așa informații? Domnule, așa nu vă supărați. Nu vă supărați. Eu am participat în comisia asta. Spre exemplu, atunci când au fost invitați angajații Curții Constituționale și în general orice, da, om care lucrează, îi trimit eu invitații prin secretariat. Noi depunem la secretariatul Parlamentului care e scrisoare, vă rog să invitați pentru a veni a se prezenta la comisia parlamentară, da? Secretariatul instituției respective trimite la angajatul care e invitația respectivă la discuții cu deputații. Vorbesc, deci nu există chestii de genul ăsta. Eu nu spun și nu... Păi spuneți cazul concret. Spun despre toți martorii sau toate persoane, eu habar nu am cine a fost, dar... Eu vă asigur că din partea deputaților din comisia respectivă nu au fost niciun fel de presiune. Evident că există presiune publică, pentru că totuși s-au întâmplat niște lucruri care au bulversat toată opinia publică în perioada respectivă, mai ales în zilele imediat următoare după ce au fost, nu știu, schimbată puterea în stat, da? Dar sunt niște lucruri și mai grave despre care nici dumneavoastră cu siguranță nu le știți, chiar dacă ați fost ministru în acel și guvern. Care sunt aceste lucruri? Spre exemplu, ce s-a întâmplat la Armata Națională. Ce s-a întâmplat la Armata? Păi, eu chiar am rămas șocat când, spre exemplu, au fost, nu știu, invitați, da, unii ofițeri din cadrul Armatei Naționale care erau
la diferite traininguri, da, la instruiri și au fost chemați la Chișinău, la așa numitul întâlnire cu ministrul apărării, la care de fapt a venit Vladimir Plahotniuc și acolo în plină propagandă electorală și așa mai departe, ulterior a chemat niște ofițeri. Asta a mai invocat domnul Popșoi la alte emisiuni. Eu vă spun, și doar niște declarații. După care au fost invitați niște ofițeri. Asta s-a întâmplat exact în perioada când erau protestele. Și evident, unii ofițeri mai loiali, da, au fost chemați la întâlnire cu ministrul apărării și era și domnul Plahotniuc, în care ulterior domnul Plahotniuc a părăsit locul unde se făceau discuțiile și au rămas niște ordini pe care trebuiau să le îndeplinească. În primul rând, ordinele țineau de neadmiterea deputaților sau opoziției, care pe atunci era opoziție, da, în special la Ministerul Apărării, a ministrului care a fost desemnat Voicu, în genere, în orice instituții cu destinație militară și așa mai departe, și în a doilea rând să asigură protecția mai multor instituții ale statului și să fie pe alarmă. Deci oamenii, Ministerul Apărării, în acea perioadă, era pe alarmă. Pentru ce? Și lucrul interesant, le-am auzit și când a venit și domnul Pânzari, spre exemplu, la audieri destul de interesante, domnul și s-a scăpat și cu vorbă, ce? La un moment dat, că a dat ordine la polițiști să nu dea voie deputaților să intre în instituțiile care trebuiau să fie asigurate paza de către Ministerul. Și totuși ați reușit să intrați în ele? Nu au respectat ordinele? Nu am reușit să intrăm. Noi n-am intrat în nicio instituție de stat în afară de Parlament. Și ordinul era foarte clar. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, conform normelor legale, deputații au acces în orice instituție publică și nimeni nu are dreptul să îi îngrădească accesul. Când a fost întrebat domnul Pânzar de ce, dacă ați dat asemenea ordin polițiștilor să nu dea voie deputaților din Parlament să intre, nu știu, spre exemplu, la Ministerul Justiției, da? Dumnealui a motivat că în interesul asigurării ordinii publice și a securității deputaților. Despre ce vorbim aici? Da, dumnealui de altfel asta a spus și mai înainte. Sunt anumite protocoale care trebuie să respectate. Haideți să ne mintim cu toți, era o situație destul de delicată. Era o situație destul de critică, o situație, dacă am putea o cataloga ca una excepțională. Și, desigur, era foarte important ca să mobilizăm toate forțele, în primul rând, pentru a menține ordinea publică. Dar care era situația excepțională, domnule? Existau anumite informații că se încearcă cumva să se provoace anumite conflicte, anumite dizbinări, anumiți provocatori, care inclusiv ați văzut în perioada respectivă rețele de socializare, lumea care chema la proteste. Da. Noi cunoaștem că pe convocarea sau întrunirea în proteste atât de consistență pe fundal de astfel de probleme, puteau soldeze și cu anumite consecințe nefaste. De asta era foarte important, ca și Ministerul Apărării, și instituțiile Ministerului de Interne, ca toată lumea să fie pe alarmă, așa cum menționați dumneavoastră, în primul rând, pentru a asigura ordinea publică. Și nu vorbim doar de deputați, dar de toți cetățenii Republicii Moldova, care era foarte important. Pentru că era o situație destul de delicată. Noi și până în prezent trebuie să ne clarificăm totuși uzurparea puterii, că atunci nu se punea problema uzurpării puterii, punea problema uzurpării puterii, dar uzurparea era realizată în primul rând de partidele care se baricadase în Parlament. Aceste partide au început să uzurpeze. Pe rol existau patru, cel puțin, decizii și hotărâri ale Curții Constituționale, care în perioada de 7-14 iunie arătau caracterul legal a acțiunilor guvernului în perioada respectivă. Întrebarea firească pe care... Hotărârile Curții Constituționale au fost abrogate deja mai târziu, la a doua zi, dar haideți uitați-vă de... Dar tot de Curtea motivarea, Constituțională. Motivarea care a stat la baza anulării. Eu nu pot să-l jignesc intelectul domnului Poale Lunci, care este un expert bun în domeniul jurisprudenței și nu cred că dumnealui sub presiune și-ar fi anulat o decizie, pentru că asta pune o pată mare pe reputația dumnealui profesională. În condițiile în care domnul Poale Lunci își asumă toate riscurile și își anulează deciziile, calculând probabil toate riscurile și de o parte și de alta, avea motive
rezonabile, inclusiv profesionale, să facă acest lucru. Dar haideți să continuăm discuția după o pauză de publicitate. Am revenit în studio. Continuăm discuțiile despre uzurparea puterii în stat, așa cum a acuzat Partidul Democrat în iunie încă membrii blocului acum și ai Partidului Socialiștilor, care cam tot atunci au creat și o comisie parlamentară de anchetă care să verifice circunstanțele în care a avut loc uzurparea puterii în stat și în august, curent, și Procuratura Generală a pornit o cauză penală pe aceleași acuzații. Înainte de pauză discutam cu domnul Ciubuc și cu domnul Plângău despre Curtea Constituțională și deciziile pe care le-a luat în cele câteva zile, 7 zile de foc din iunie 2019. Vorbeam despre faptul dacă modul în care și-a argumentat Curtea Constituțională deciziile atunci când și le-a anulat, da? Când și-a anulat toate deciziile prin care mai întâi a decis dizolvarea Parlamentului, da? După care a decis că nu poate fi numit, nu poate fi ales guvernul Mae Sandu și alte decizii care au existat. Dumneavoastră v-ați apucat să căutați acea decizie, să ne spuneți ce-i cu ea. Decizia din 15 iunie care a anulat sau abrogat hotărârile și deciziile Curții Constituționale din data de 7, 8 și 9 Curții Constituționale. Într-adevăr, noi am ridicat, am văzut. De fapt, s-a mizat sau la baza acelei hotărâri a stat situația pașnică creată imediat după demisia guvernului, fiindcă guvernul a plecat în demisie pe data de 13, dacă nu greșesc, iunie. Și respectiv transferarea pașnică a puterii a servit unul din motivele care au stat la baza emiterii hotărârii Curții Constituționale, lucru care a fost apreciat inclusiv și de partenerii de dezvoltare în perioada respectivă. Care se temeau de vărsări de sânge. Păi, au venit fiecare cu reacțiile respective și au Dumneavoastră, pare normal ca Curtea Constituțională să vină și să-și anuleze partenerilor de dezvoltare în perioada 7, 8, 9, 10 până pe data de 15, nicăieri nu o să găsim cineva din parteneri care să invoce că Partidul Democrat sau Guvernul Filip uzurpează puterea în stat sau întreprinde careva acțiuni ilegale. Dar nici după asta n-au zis partenerii de dezvoltare, pentru că nu-i treaba partenerilor de dezvoltare să zic astfel de lucruri. Din potrivă, toți partenerii de dezvoltare veneau cu un demn ca părțile să se așeze, să găsească compromis, pentru că să depășească această criză. Pentru că, pe de o parte, existau hotărârile Curții Constituționale și domnul Plângău, ca deputat, și alți colegi care am depus jurământ să respectăm Constituția și legile țării, respectiv la bază noi aveam mai multe hotărâri ale Curții Constituționale care aveau caracter de lege, noi eram obligați să le respectăm. Că cineva le pune la îndoială, că nu sunt tocmai legale sau există careva suspiciuni, noi nu putem să tratăm într-un fel sau altul. Este Curtea Constituțională, este codul jurisdicției constituționale care dă apreciere și care spune că hotărârile și deciziile Curții Constituționale sunt definitive și irevocabile. Dacă această instituție este viciată? Asta am încercat noi în perioada respectivă, până la demisia guvernului, să găsim consens, să găsim explicații în situația creată. Domnule Ciubuc, încă o dată am să adresez întrebarea altfel reformulată. Curtea Constituțională vine pe data de 15 iunie, în zi de sâmbătă, sâmbătă era, că eu mi-amintesc foarte bine, vine și își anulează deciziile, spunând că, mă rog, pentru că a avut loc transferul pașnic al puterii, și ce treabă are curtea să judece în funcție de cine și cum transmite puterea? Și dacă nu era transfer pașnic al puterii, curtea trebuia să ia poziția unei dintre părți? Noi vorbim de perioada de până la anularea acestor hotărâri. Legalitatea acțiunilor guvernului și a politicienilor în perioada respectivă, pe data de 7, pe data de 15, hotărârile Curții Constituționale erau în vigoare.
Curtea Constituțională noi, ca guvernanți, ca miniștri, ca deputați, eram obligați să respectăm aceste hotărâri ale instanțelor constituționale. Bun. Nu, dumneavoastră erați cei care vă adresați la curte și solicitați decizii? Deci Curtea Constituțională venea cu concluziile respective exprimate prin decizii și prin hotărâri irevocabile. A fost părtinitoare sau nu curtea atunci? De drept, Constituția este legea fundamentală. A fost părtinitoare sau nu curtea atunci, din punctul dumneavoastră de vedere? Din punctul de vedere a meu, eu nu pot să mai expun a fost părtinitoare sau nepărtinitoare în condițiile în care am depus jurământ și să respectăm Constituția și legile țării. Respectiv, la acea etapă, hotărârile Curții Constituționale se prezumau a fi legale, până la proba contrarie, până ce a fost deja anulate. După, la etapa când acestea au fost anulate, respectiv, guvernul deja nu mai era în funcțiune. În perioada 13-14 a avut loc un proces de transfer pașnic a puterii. Despre ce uzurpare a puterii vorbim noi, oameni buni? Sau haideți să discutăm ce în perioada spune respectivă, în condițiile în care noi am avut hotărârile respective la bază, să vedem cine a uzurpat puterea în stat, cine s-a baricadat în Parlament. Dar nu aveau dreptul să stea deputați în Parlament? Păi nu-i vorba că n-aveau dreptul. N-aveau dreptul să convoce ședințele Parlamentului în condițiile în care existau alte proceduri. Adică 60 deputați n-aveau voie să convoce ședințele. Curtea Constituțională s-a expus care erau pașii care urmau fi întreprinși la etapa respectivă. Domnul Cibuc, deputații rămân deputați. Eu m-am văzut pe hotărârea Curții Constituționale. Iar guvernul și exercit atribuțiile până vine alt guvern. Noi încă eram deputați a Republicii Moldova. Da, noi puteam să venim în Parlament, avem mandat, avem totul, da? Respectiv, nimeni noi cumva ne ascundem, dar acțiunile care au fost făcute în perioada respectivă contravin hotărârilor Curții Constituționale. Dar înțelegeți, hotărârilor Curții Constituționale în acea perioadă de timp contraveneau până și normele constituționale. Nu, astrale. Deci Curtea Constituțională a inventat o alt fel de lună decât există în general. Eu nu sunt judecător la Curtea Constituțională. Eu nu reprezint Curtea Constituțională. Atunci toată lumea a fost șocată de know-how-ul oferit de noi reprezentăm domeniul deci public, domeniul să guvernamental, politicul, deputați, miniștri și așa mai departe, care avem niște angajamente față de cetățeni, față de țară. Să respectăm Constituția Republicii Moldova. Domnul. Respectiv, la acea etapă se prezuma că toate actele emise de Curtea Constituțională erau legale. Și respectiv toate acțiunile și activitățile deci, realizate Curtea Constituțională zice că o lună are 20 de zile, nu contează cum e realitate, Curtea are constituțional, are dreptate Curtea Constituțională, da? Aveți altă viziune vis-a-vis de... Da, eu cred că luna are mai mult de 20 de zile, spre exemplu. Nu a fost vorba de 20 de zile. Nu, eu am dat un exemplu, era vorba de alte... Oricum nu de 30. Doamna Rață, noi cumva ne ascundem... Exista precedent. Adevărul este că Curtea Constituțională, în toată această perioadă, a fost cel mai activ actor politic, mai activ uneori chiar și decât deputații din Parlament. Întrebarea este, ea de capul său... Sigur că nu. Sigur că nu. Vă dați seama, chiar în condițiile atitudinii mele față de foștii judecători a Curții Constituționale, acolo erau totuși niște oameni care cunoșteau materia dreptului și așa mai departe. A fost o indicație politică și sigur că știu cum cumva. Eu din informații pe care cunosc, știu că mărturii în cadrul comisiei. Nu, mărturii, inclusiv și probe au fost de jumătate de oră rugăm să prezentați anumite probe și doar vă limitați la niște mărturii făcute de niște executori de la Curtea Constituțională. Domnul Cibuc, este dosar penal. La acel dosar penal, spre exemplu, eu cunosc cum au fost date indicații. Mai mult de 3 luni pe rol acest dosar penal și cum absolut nicio finalitate. Nimeni nu are statut în cadrul acestui dosar penal. Dosarele penale nu trebuie să... Spre exemplu, el dacă era să fie pornit în iunie și terminat în august, atunci evident că era să strigați chiar și de răbde a fost anchetat crima asta, care este o crimă destul de complexă, conform chiar și Constituția, cea mai gravă crimă în stat. Eu cunosc cum au fost date acele indicații politice. Absolut lipsit de substanță. Și telefoanele care au fost ridicate și așa mai departe. Deci probe sunt mai mult și decât noi avem informații. Când vă duceți și puneți presiuni și pe procuror, inclusiv procurorul general, liderul vostru politic, care zilnic stătea în cabinetele procuraturii Domnul cu indicații cum trebuie de procedat. Procurorul general. Deci și vorbiți.
Ce are una cu alta? Votarea și implicarea voastră în influențarea deciziilor. Ori această decizie de pornire a dosarului penal, tocmai odată, prima acțiune de altfel a procurorului general interimar a fost coincis cu inițierea acestui dosar penal, care contravine grav procedurii de anulare a ordonanței, care articolul 200... Dacă aveți cunoștință juridică, trebuie procedură să înțelegeți. Că atunci când parvine o sesizare la procuratură, procuratura are obligația să investigheze, da? Și în dependență de probele acumulate, se emită o ordonanță. Fie din începere, fie din neîncepere a urmăririi penale, care trebuie să... Eu sunt jurist, am învățat o leac la universitate. Dacă ești jurist, ar trebui să cunoști că o ordonanță anularea ei are procedura respectivă, fie prin instanța de judecată sau în cazul apariției unor circumstanțe noi. Procuratură. Păi nu numai în circumstanțe noi, nu doar în circumstanțe noi, în cazul în care au fost... Articolul 274 din cod, inclusiv în cazul în care nu au fost respectate toate măsurile pentru investigarea faptelor. Noi vorbim de același denunț. Același denunț depus pe data de 20 iunie, tot același denunț care a fost respins odată pe data de 23 iulie, tot același denunț cu același conținut, în luna august, 5 august, servește bază de pornire a urmăririi penale. Fiind anulată ordonanța procurorului precedent, de către procurorul interimar actual. Ordonanța lui Popa. Contrar prevederilor ordonanța legale. Lui Popa. Dar n-are importanță cui. Era procurorul general interimar. Iar pentru asta este procedura legală. Te adresez instanței de judecată cu o plângere de anulare a ordonanței de încetare sau de nepornire a urmăririi penale. Ori după caz, în cazul apariției unor circumstanțe noi, atunci are dreptul procurorul, tot acel care a emis ordonanța din începerea urmăririi penale, are dreptul deja să dispună pornirea urmăririi penale. Și această procedură a fost încălcată. Că toată lumea care ne privește acum, ei doar nu sunt orbi, ei au observat, unii stăteau cu lacrimi, pentru că, evident, îți faci grijă și o să întâmple în statul ăsta. Și când vezi ce s-a întâmplat în perioada asta, vezi că toată lumea, toată societatea a trăit până acum în frică și așa mai departe. Și, nu știu, s-au întâmplat niște lucruri extrem de grave. Extrem de grave, nu mă încebuc. Și atunci dumneavoastră veniți... Exemplu, când spuneți extrem de grave, ce s-a întâmplat din nou? Au fost vărsări de sânge, au fost confruntări. A fost o săptămână în care... Căutam fost, tot împreună soluții cum să depășim această criză. A fost o săptămână în care liderul dumneavoastră a încercat, prin pârghiile pe care le deține la momentul de față, în structurile, în special în structurile de forță și influență, nu știu, hai să numim așa, nici nu știu dacă e politică, da? Asupra altor oameni, să mențină această putere. Domn Ciubuc, o întrebare pentru dumneavoastră de la cineva care ne privește, un procuror, vă adresează așa o întrebare. A organizat Partidul Democrat aducerea lumii la proteste contra bani în acea perioadă de timp? Este organul de anchetă, este comisie. Aici au constatat este acest lucru. Nu a fost organizat astfel de activități. Uitați-vă. Nu, și nici angajații de la AIPA nu au fost. Angajații de la AIPA? Da. Eu nu lucram la IPA în perioada respectivă. Poate știți dumneavoastră că erați membru a partidului. Domnule, dacă nu știu, înseamnă că nu au participat. Dumneavoastră sunteți jurnalist. Eu țin în acea perioadă, erau și filmulețe video în care oamenii spuneau cât au fost plătiți. Și un lucru și mai interesant apare în proces. Că au fost aduși oamenii organizat la acele manifestații. Poate de voi au fost aduși. Domnule Ciubuc, haideți... Poate de voi au fost de nu aduși. Nu este cazul. Voi doar ați anunțat toată săptămâna ce este pe tot parcurs săptămânii. Dar vedeți că oamenii care ajungeau acolo, nu știu de ce îi criticau pe cei din opoziție. Nici nu știu la ce la și spuneau că au venit să apere puterea. Și erau și foarte agresivi. Domnul Ciubuc, nu știu, deja și în presă, filmuleți și așa mai departe. În principal, oamenii au fost aduși în corturi și așa mai departe de două formațiuni politici. E vorba despre Partidul Democrat și vorba despre Partidul Șor. Faptul cum au fost aduși, au fost remunerați iarăși presa, grație, avem presă care au filmat toate chestiile astea, că au primit bani și așa dar mai departe. Când vorbești de dar un lucru și mai interesant mai ales este. Ești membru acestei comisii, vină cu probe. Ai venit și mai fără nicio probă și vii și aduci niște insinuări care absolut nu corespund realității. Domnul Ciubuc, vă arăt, sunt pe Facebook, vă arăt filmulețe. Dar nu trebuie să ne arăt filmulețe. Filmulețe, oricine poate să plasă. Vreau să revenim la ancheta asta, pentru că noi mai avem puțin timp din emisiune. Un lucru și mai interesant este și grav.
când unele procese de aducere forțată a oamenilor au fost implicați inclusiv și comisarii de raioane. Asta este probat? Păi sunt anchete de serviciu la Ministerul de Interne. Sunt anchetele de serviciu la Ministerul de Interne și ce-au pățit acei oameni? Unii au fost eliminați din funcție. Și atât. Pentru depășirea atribuției de serviciu. Ok. Revenind... motivul dat. Eu nu m-am urmărit toate anchetele, sunt procedural. Întâi urmăriți-le și apoi veniți cu astfel de simulări în emisiune. Ca să înțelegem, ca să facem o concluzie legată de această comisie de anchetă. Domnule Plângău, spuneți-ne ca să înțelegem noi sigur până la urmă. Există probe care confirmă că Vlad Plahotniuc a influențat judecătorii Curții Constituționale, a fost cel care a fost inițiatorul acelui puci, acele încercări de uzurpare a puterii stat? Există sau nu? Că Vlad Plahotniuc a influențat deciziile? Da. Că doar așa ne-a spus, că Vlad Plahotniuc, nu dumneavoastră personal, dar guvernare. Eu v-am spus, știți, eu clar că pot să spun, eu v-am spus exact ce și cunosc din urma investigațiilor. Noi am audiat. Deci dumneavoastră știți ce și știți ce a intrat în comisie? În perioada respectivă se afla o persoană anume. Cine e persoana asta? Ea, o persoană de unde apropiată vine? Lui Dorin Dabir. Apropiată lui Dorin Dabir? Da. Am înțeles. Care era ca la dânsul acasă în perioada aceea. Și ce făcea el acolo? Din câte am înțeles, erau și niște telefoane acolo. Deja partea respectivă, mai ce detaliată. Ce aveți în vedere, erau și niște telefoane? Păi telefoane la telefon care are o cartelă SIM și se dă judecătorul, iar de partea cealaltă este altă persoană care trebuie să discute cu... Și nu există interceptări la cine și, cu ce, cine și despre ce vorbea. Grav. Asta din informații pe care le cunosc. Bun. Ați reușit să documentați modul în care erau adus organizat oamenii și cum erau plătiți și de cine erau aduși? Da, asta este în raportul, în schița de raport a este. Comisiei. Deci dumneavoastră ziceți că aveți o schiță de raport care a fost elaborată încă pe când era domnul Țurcanu? Nu doar. Se elaborează în dependență în cum vin informații, se completează acolo. Eu totuși nu înțeleg un lucru. S-a dus domnul Țurcanu. Socialiștii nu au mai fost atât de siguri că vor această anchetă parlamentară, că poate pentru că prezumăm că ar fi cochetat deja cu Partidul Democrat. Dar blocul acum, de ce nu era interesat că această anchetă să continue cât mai rapid? Și vă explic, și era foarte interesant. Să ne spuneți nouă la toți, ați exagerat atunci când ne-ați acuzat pe ei de uzurpare sau aveți toate probele care demonstrează acest lucru? Și v-am spus că avem o mare dorință să aflăm, nu că să acuzăm cineva, să aflăm ce a fost de fapt în acea perioadă. Eu nu cred că această comisie e mai complicată decât comisia pe furtul miliardului, pentru că acolo știu că s-a existat un volum foarte mare de lucru. De ce acolo s-a reușit până acum să se elaboreze raportul și să fie prezentat deja și în plen? Și în cazul dumneavoastră nu s-a reușit. Și înțeleg că în cazul dumneavoastră e vorba doar despre mărturii făcute de cei care au fost audiați în comisie. Nu este vorba doar de mărturii. Dar în cazul... Păi sunt diferite tipuri de probe. Hârtii, fotografii, filmulețe, păi video. Păi asta și vă întrebam. Există altfel de probe și am înțeles că nu există... Și eu v-am explicat că și mărturiile vin ca probă în orice, da, orice investigație. Ce șanse sunt ca peste 60 de zile acest raport păi să ajungă în Parlament? Păi vreau să ajung. În contextul în care s-a format o altă majoritate în Parlamentul respectiv, nu știu dacă comisia asta nu o să fie, nu știu, deformată, că totuși noi, partenerii socialiștilor, cumva sunt vizați, da? Cum spune domnul Cibuc în chestia respectivă. Există o procedură parlamentară care privede dizolvarea unei comisii? Eu știu că există o comisie care elaborează poți ceva, preînsemnesc, poți să obstrucționez activitatea pe diferite măsuri. Inclusiv prin faptul că, spre exemplu, nu știu, pe lângă deputații care intră în comisie acolo, există și oameni, secretariat, juriști care ajută la elaborarea raportului, sistematizează informația respectivă și așa mai departe. În acest moment sunteți obstrucționați sau nu? Și în acest moment eu v-am spus că activitatea comisiei a devenit mult mai dificilă, inclusiv prin faptul că noi, ca să înțelegeți, în comisia respectivă se fac parte 4 deputați. 2 socialiști și 2 de la CUP. Da. În condițiile în care, spre exemplu, 2 deputați de la socialiști nu vin. Păi ei nu secretar... vin? Cel puțin ultima perioadă noi am avut câteva tentative să ne întâlnim în comisii pentru a definitiva într-un fel raportul. Tot s-a amânat până când a apărut deja criza guvernului și așa mai departe. Dar cel puțin dacă nu o să ne permit să
prezentăm tot raportul sau toată informația pe care am acumulat, cel puțin o schiță. Dar ce înseamnă să nu vă, cine să nu vă permită să o prezentați? Evident, când trebuie să prezinți raportul comisiei, trebuie să, să fie inclus în ședință pe ordine de zi, adică trebuie birou permanent, adică sunt niște proceduri conforme. Da, dar asta nu înseamnă că dumneavoastră nu puteți la o conferință de presă sau nu puteți trânti pe Facebook acest document să-l vadă sigur toată lumea. Că, sigur putem. Dar nu parțial, dar chiar tot exact documentul. Chiar tot să vedem totul. Domnule Cebuc, doamnă Raț, da. Eu cred că am prezentat unele informații deja care se includ în raportul respectiv astăzi. Când am fost, când dumneavoastră probabil cunoașteți că comisia respectivă de anchetă nu prea a ieșit în spațiu public cu foarte multe declarații, da, de presă. Și n-am înțeles de ce. Și când, când am luat această decizie, s-a bazat pe două criterii. În primul rând, asta a fost, în primul rând, la instanța ambilor președinți, să nu ieșim cu informații, haideți spunem așa, care, nu știu, poate să detruneze fie, nu știu, mersul anchetei. Pentru că vă dați seama, totuși vorbim despre o... Mie mi se pare o prostie asta cu încălcarea mersului anchetei. Anchetele, dacă au să se desfășoare, ele se desfășoară. La noi, până în prezent, acest argument a fost dat tocmai pentru ca să nu meargă nici ancheta și nici ancheta parlamentară, să nu spună prea multe. Adică și în a doilea rând, nimeni n-a avut de câștigat. Și în a doilea rând, vă explic. Decât doar cei interesați. Era să ieșim noi foarte des, da? Acuzăm Partidul Democrat de una, de două, de trei, patru, cinci. Ei erau să victimizeze. Și o să vezi, zic că ei sunt unele dosare politice și așa mai departe. Da, dacă dumneavoastră prezentați un raport în care demonstrați că ei sunt uzurpatori, tot îi victimizați. Până la urmă, trebuie să ai o imagine completă și de fapt. Când, eu credeți-mă, domnule, când, că eu nu, când ce spune, deputat, nu are nimeni intenția să, să acuze pe cineva sau și mai departe. Eu, atitudinea mea față de fostul dumneavoastră lider, o cunoașteți. Pe tot parcursul emisiunii ați adus numai acuzații. Fostul dumneavoastră lider, o cunoașteți. Dar eu, în același timp, credeți-mă, nu vreau ca oamenii, inclusiv din Partidul Democrat, care nu au avut treabă cu toate procesele astea, să nu aibă nici măcar, nu știu, gram de grijă sau de suferință. Eu spun, nu se fac departe declarații și nu ies în fața presiei pentru a veni cu informații, pentru că nu au ce declara. Nu au ce declara. Eu deja am declarat, domnul Cebuc. Cât și organul de anchetă. Avem deja mai mult de 3 luni de când se derulează acest dosar penal. Credeți care servește doar o sperietoare. Și vreau să vă spun că, practic, din informațiile care le avem, nimeni din echipa Partidului Democrat la ziua de astăzi nu a fost audiat de procuratură pentru a veni cu anumite clarificări și informații. Membrii Partidului Democrat care există, păi ne uităm la obiectul dosarului penal. Eu nu vorbesc de ancheta voastră, vorbesc de ancheta desfășurată de Procuratura Generală. Că aveam 3 luni și ceva și practic nimic nu s-a întreprins. Eu nu știu, au fost interogați, nu știu, deputații, deputați, au fost interogați, au fost voi deputați din bloc acum și din PSRM și au stat mărturii. Ca să fie audiați deputații, ca să fie audiați deputat, trebuie să le ridici de imunitate. De ce? Pentru că așa e procedura, măsuri de investigație și așa mai... Numai dacă sunt cercetați penal, dar dacă ești audiat în calitate de martor, nu trebuie să... Păi ca martor. Dar poate de cine apare, de ce nu, poate, nu poți să-i pui calitatea de martor dacă bănuit, nu știu, ca bănuit, dar atunci deja, dacă mergi ca martor, deja nu mai poți să ai calități procesuale pe același dosar. Două întrebări pentru dumneavoastră, domnule Plâncău. Prima, când în sfârșit prezentați acest raport, măcar așa, în conferință de presă, dacă nu în plenul Parlamentului, când? Cât vă mai trebuie? O să mai cereți încă 60 de zile sau e destul? În primul rând trebuie să ne lămurim dacă Partidul Socialiștilor mai vrea continuarea acestei anchete. Și dacă nu vrea Partidul Socialiștilor? În cazul în care mai vrea, sau nu știu ce, aparent mai vrea continuarea investigațiilor, comisia să-și continue lucrul, să elaboreze un raport așa cum trebuie să-l elaboreze, fără speculații și așa mai departe. În cazul nu, o să prezentăm împreună cu Mihai Popșoi informații pe care o deținem și schița asta. Adică nu mergeți până la capăt să faceți investigații? Păi dacă nu o să ne dea, totuși nu, trebuie să ne înscrieți. Noi am avut perioade pe timpul guvernării democraților când se creau comisii de anchetă, democrații nu vreau aceste anchete, dar deputații din opoziție făceau anchete. Așa și le prezentăm pe toate. Informația. E drept că cu două semnături, numai celor care așa erau de acord. Așa prezentăm și... Chiar și în condițiile în care vorbim de doi membri, să admitem că socialiștii nu o să participe, să admitem ipotetic, doi membri, practic 50% din componența comisiei este funcțională. Ceea ce le permite să desfășoare conform procedurilor activitatea comisiei. Asta voi ați aprobat-o, n-am aprobat-o. A doua întrebare. Dacă se schimbă procurorul general, care ar putea fi soarta acestui dosar penal privind uzurparea puterii în stat?
Noi, în primul rând, dacă facem paralelă cu comisia respectivă, noi, sincer, ne dorim ca totuși să aflăm adevărul și ceea ce s-a propus de a investiga și de a afla să fie dus până la bun sfârșit. Adică aici chiar ne declarăm deschiși, atât în fața comisiei, să vedem care vor fi concluziile și rezultatele bazate, care vor fi probele care vor alimenta eventuale concluzii. Pe de altă parte, același lucru mizăm și pe corectitudine și obiectivism în cazul procurorului. Fie că vorbim de procurorul actual, care reieșind din acțiunile și activitățile realizate până în prezent pe marginea acestui dosar, obiectivism, așa, e mai, cu o doză mult mai mică de obiectivism. O să fie alt procuror independent, în continuare vom fi deschiși cooperanți în vederea clarificării și eliminării tuturor suspiciunilor și problemelor care de atâta timp se discută. Și mizând noi pe obiectivitate și sinceritatea dumneavoastră, pornind și de la faptul că domnul Plahotniuc nu mai este în țară, iată, dumneavoastră personal, cum credeți? Partidul Democrat sau cineva din Partidul Democrat a forțat nota în acea perioadă? Nu. Nu? Deci totul a fost așa corect, legal. Da, Partidul Democrat, prin guvernul care era la etapa respectivă... Nu doar prin guvern, în toate instituțiile de stat. Noi vorbim de guvern, că eu la etapa respectivă mă aflam în guvern. Eram ministru în exercițiu. În ședințele, în celule de criză instituite în perioada respectivă, scopul și obiectivul nostru de bază de a asigura ordinea publică și depășirea acestei crize destul de complicată. Nu credeți că ne-a fost simplu și ne-am aflat într-un confort? Eu, de exemplu, pot să vă spun ce am văzut noi. Multelecom a obstrucționat semnalul TV8. Deci noi difuzam în casele oamenilor așa, pe, ca un puzzle, colorat, fără a vedea imaginea. De ce Multelecom? Poftim? De ce anume Multelecom? Dar cum credeți? Aveți probe, aveți informații? Că avem probe că asta s-a întâmplat la Multelecom? Da, foarte multe probe. Aveți probe. Avem foarte multe probe, foarte multe. Că au tot venit. Să investigheze organele. O să vedem dacă o să investigheze organele. Așteptăm procuratura să investigheze asta și noi suntem gata să le punem la dispoziție câteva sute de probe. Îmi pare rău că încercați să plasați cumva toate consecințele și problemele identificate la perioada respectivă pe seama guvernului și respectiva partidului. Eu m-am spus ce s-a întâmplat. De criză, într-o instituție de care stat, n-am generat-o, noi. Dar cine o generat? Dar trebuia administrat. În primul rând, dumneavoastră cunoașteți că exista deja o hotărâre a Curții Constituționale care recalcula termenii prevăzuți de Constituție pentru rezolvare. Noi am sesizat Curtea Constituțională, Dino. Domnul Sârbu a sesizat, nu știu cine vorbiți aici, domnul Sârbu și domnul Vime. Domnul președintele, nu mai este, șeful statului, uitați-vă hotărârea Curții Constituționale. A fost răspuns în marginea sesizării domnului Sârbu și a domnului Vime. Decizia Curții Constituționale din data de 7 iunie a fost emisă și a fost declarată inadmisibilă sesizarea făcută de șeful statului. Legată de calcularea termenului. Sârbu și lui Vreme. Și acolo respingi, da, sesizarea și pe urmă vii cu interpretarea asupra termenului. Nu, noi am făcut-o încă o dată. Vreau să mergem mai departe și pe alte câteva subiecte. Am discutat, cred că, destul de mult despre asta. Ești slab informat legat de cine a sesizat. Discuții avem multe, nu prea avem încă răspunsuri la foarte multe întrebări. Sârbu și Vreme. Domnul Ciubuc, întrebare pentru dumneavoastră. Atunci când cei de majoritate au propus crearea acestei anchete privind uzurparea puterii în stat, dumneavoastră tot ați venit cu inițiativă democrației de a crea o altă comisie de anchetă care să verifice circumstanțele unor posibile atentări la securitatea națională și a subminării suverenității statului prin intermediul, mă rog, dumneavoastră vă bazați pe acele interceptări video a discuțiilor dintre domnul Plahotniuc și domnul Dodon atunci când ei nu știu ce negociau, cum împart statul Republica Moldova. Întrebare, acum, eu cred că ei deja ar fi de acord să susțină o astfel, cel puțin și-au exprimat de câteva ori în public intenția de a susține o astfel de comisie de anchetă. Democrații mai sunt interesați într-o astfel de comisie de anchetă? Care s-ar vizeze pe Igor Dodon, de fapt. Din câte știu, este anchetă demarată de organele procuraturii la acest subiect. A fost ca și în cazul uzurpării contestată decizia prin care este s-a discutat. Este contestată la instanță, în instanță. Păi, probabil că ar fi cazul întâi să vedem care vor fi concluziile organelor și după care să revenim. Dar ce încurcă una cu ală în Parlament? Nu credeți că e mai... Păi bun, să mergem pe aceeași practică care au făcut-o colegii cu anchete și să ne ducem cu totul și cu totul de la obiectivul și funcțiile de bază a Parlamentului în comisii de anchete. Interes?
în Partidul Democrat, domn Ciubuc? Desigur, există interes de a aduce pe tărâmul și pe făgașul Republicii Moldova legalitatea și corectitudinea, inclusiv și în finanțarea partidelor politice. Adică ori dacă... problema respectivă, într-adevăr, există în continuare. Părerea mea că în condițiile în care este demarată o anchetă și se află pe rol la diferite instanțe, fie procuratură, fie instanțele de judecat, noi trebuie să avem întâi concluziile, după care să decidem împreună cu colegii ce facem mai departe pe segmentul și pe problema respectivă. Dar dumneavoastră chiar credeți că procurorii pot să pornească o cauză penală în privința domnului Dodon? Păi dar competența nu e a parlamentarilor sau a deputaților sau a parlamentului, e a procuraturii care urmează să demareze. Cum avem procuror general interimar, vom avea procuror general deja confirmat în funcție, respectiv mingea este în terenul acestei instituții. O comisie parlamentară de anchetă cel mai probabil nu va exista pe acest subiect. Eu n-am spus că nu va exista. Eu ca jurist vă explic din punct de vedere în condițiile în care avem demarate anchete care sunt la anumite stadii în examinare, trebuie de așteptat rezultatele. Paralel, desigur, de văzut împreună cu colegii vom examina și această situație. Da. Scopul și obiectivul nostru este de a veni cu cât mai multe inițiative ca să excludem astfel de probleme pe viitor. Ca să fie creat o comisie de anchetă în Parlament, este nevoie de 5 semnături și, evident, ulterior să fie votată de deputat. O să propuneți aceste... majoritate. O să oferiți cele 5 semnături? Sigur că da. Sigur, da, dar poți să o facă și democrații, noi ați votat. Sau să puteți noi să vă apăsați unii la alții și nimeni să nu facă. Eu am întrebat, cineva are această eu inițiativă? Eu mă pun și scriu proiectul de hotărâre. Altă problemă. Întrebare. Astăzi ați anunțat, domnule Plângău, despre intenția de a crea o comisie parlamentară de anchetă. Acum aveți mult timp la dispoziție, sunteți în opoziție, puteți să faceți comisie de anchetă privind 7 aprilie 2009. Asta n-am prea înțeles-o, pentru că noi am mai avut câteva comisii pe 7 aprilie. Ei, da. Am avut-o și a domnului Țurcanu. Noi tot am avut comisii de anchetă. Drept că n-am avut niciun fel de răspuns sau condamnări sau persoane trase la răspundere pentru asta. Dar comisii de anchetă am avut. Care e rostul unei astfel de comisii de anchetă la 10 ani de la producere? Și ce șanse are să nu aibă soarta aceste comisii de anchetă cu uzurparea? Dar care-i soarta comisiei cu uzurparea? Acolo s-au acumulat informații. Există... Deci nu sunt optimist. Nu sunt optimist în privința dacă știți că în mare parte ca informațiile care sunt prezentate, pentru că în general comisia de anchetă parlamentară vine cam cu suportul către instituțiile statului, abilitate, da, să prezinte mai multe informații, să atragă toți actorii, să investigheze și să aducă un adevăr până la și cu 7 aprilie ce vreți ce să de 7 aprilie? Uitați-vă, în iunie, cred că anului curent, când a fost semnat acordul cu socialiștii, inclusiv era una din promisiunile noastre, inclusiv crearea comisiei de anchetă pe 7 aprilie 2009. Ce vreți să mai descoperiți cu 7 sunt aprilie? Câteva, ce nu se știe deja? Câteva chestii. Dumneavoastră singură ați răspuns la întrebare când ați pus întrebarea asta, că au mai fost comisii, dar nimic din ele n-am înțeles. Pentru că inclusiv au fost implicați actori care pe atunci, actori politici care pe atunci erau, da, în diferite funcții sau așa mai departe. Ceea ce am propus noi astăzi, spre exemplu, în Parlamentul Republicii Moldova sunt foarte mulți tineri. Unii din tineri, pe atunci erau tineri și așa mai departe. Să dea conducere, da? Să fie votat. Până la urmă, socialiștii deja au semnat pentru crearea comisiei respective. Și nu văd nicio problemă dacă democrații o să voteze crearea acestei comisii. O să aflu ce s-a întâmplat pe 7 aprilie. Și respectiv, să dea conducerea comisiei și membrii în această comisie să vină să fie deputații tineri. Să fie din toate fracțiunile parlamentare cei mai tineri. În afară de simbolism, ce mă va mai oferi această comisie? Simbolism. Uitați-vă, dumneavoastră probabil mai bine decât mine știți că inclusiv în continuare în unele instituții ale statului se află niște personaje. Eu am spus astăzi la conferința de presă că comisia respectivă are două scopuri. Pe de o parte, să vină cu un răspuns exhaustiv despre, în principal, principalii actori care au fost, cu nume și cu prenume, da? Iată, aici a fost organizator, aici a fost beneficiar și așa mai departe. Și în a doilea rând, ca în cazul în care numele este se regăsesc în raportul ca organizator, vinovat sau care au avut vreo oarecare tangență cu distorsionarea procesului respectiv, să nu se mai afle în ziua de astăzi în funcții în statul Republica Moldova.
Deci intenția dumneavoastră este să elaborați un raport care să îi scoată din instituții, din funcții publice pe acești oameni care atunci dețineau... În primul rând, adică, de exemplu, domn Dodon atunci era ministru, după 10 ani, ministru al economiei, vicepreministru... Deci ilustrații, dar... da, este așa. Da. Eu vreau să înțeleg necesitatea acestei comisii. De ce? Pentru că 10 ani de zile, eu bănuiesc că unii oameni de acolo, chiar dacă sunt de bună credință, i-au uitat ce făceau în perioada aceea. Când exact, la ora... Iar aici tocmai că detaliile contează. Domnul Țurcanu, Vladimir, cred că nu mai ține minte ce făcea dumnealui la etajul 2 din Parlament și pe cine a plimbat până sus pe clădire și pe cine a dat jos. E firesc să uită omul în 10 ani de zile ce s-a întâmplat în acea zi. E drept că sunt oameni care au rămas în funcție. Sunt mulți deputați care pe atunci au avut activități. Dar rostul comisiei, care... V-am spus două scopuri pe care le are comisia. În primul rând, noi, știți, și eu am participat la diferite emisiuni în care am vorbit despre 7 aprilie și de fiecare dată numai cu teorii, cu așa mai departe. Până în momentul de față, chiar dacă au fost tentative de a investiga procese și așa mai departe, nu s-a spus niciodată cu subiect și predicat ce de fapt s-a întâmplat. Și de ce credeți că acum această informație ar apărea? Și asta e vina, în primul rând, a autorităților statului. Că nu au venit cu un răspuns oficial, da, iată, și s-a întâmplat. Și în a doilea rând, pentru mine, foarte important, că atunci când, spre exemplu, aici s-au scos tineri, aici s-au îndemnat tinerii să ducă acolo să arunce o piatră sau nu știu, s-au dat ordine, să fie trași la răspundere. Să vedem dacă e cum mai cu succes această comisie de anchetă. Sau să le fie pus o etichetă. Eu personal am impresia că deja trebuie să așteptăm, deci biografiile unor deputați sau unor figuri politice importante de stat care erau la putere în acea perioadă de timp ca să aflăm ce s-a întâmplat propriu-zis pe 7 aprilie. Eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Aș fi vrut să vă mai întreb domnului Plângău ce s-a întâmplat astăzi în Consiliul Raional Orhei. Unul dintre colegii dumneavoastră de partid a votat pentru președintele raionului, membru a partidului Șor, dar probabil că o să ne răspundă deja mâine un alt coleg de-al dumneavoastră la această întrebare. Le mulțumesc telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8. Urmează știrile în limba rusă cu Iulia Budeci.